În debutul campionatului la FC Vaslui au venit 4 jucători noi. Toți ar trebui să confirme din primele meciuri dacă doresc să prindă primul 11. De obicei îmi plac jucătorii tineri, dar trebuie să înțeleagă că în momentul când intră pe teren trebuie să aibă o responsabilitate maximă, că li se dau șanse și nu știu dacă după aia mai prind următoarele jocuri. Tehnicianul spune că are nevoie de cel puțin încă un fundaș dreapta. Suferim încă la zona fundașului dreapta, dar poate vom reuși în următoarele zile să aducem un fundaș dreapta în care să acoperim bine zona acolo și să încercăm în ambele fazele jocului să punem probleme. Tinerii jucători pot să demonstreze în meciul cu Dinamo că merită să fie în lotul galben-verzilor.